Sănătatea și educația, doi factori importanți pe care se pune accent în comuna Peștișani. O spune chiar primarul comunei, Cosmin Pigui, care cu sprijinul autorităților județene a reușit să facă două cabinete medicale școlare care vor fi deschise în incinta liceului din comuna Peștișani. Este vorba despre un cabinet stomatologic și unul de medicină de familie. Avem doi medici și două asistente medicale care deservesc copiii din comună. Până la 18 ani, toți copiii sunt supravegheați medical și din punct de vedere stomatologic. La noi în comunitate ne-am axat foarte mult pe sănătate, pe educație, pe sprijinirea bătrânilor și în toate aceste direcții avem finanțări care unele sunt aproape finalizate, unele urmează să înceapă, dar ce este cel mai important este că există finanțări pentru absolut tot ce înseamnă educație și sănătate la nivelul comunei. Medicul stomatolog care va activa în noul cabinet spune că se va merge pe prevenție, iar elevii vor fi sfătuiți cum să aibă grijă de dantura lor și cum să prevină eventualele boli. Este vorba de prevenție. Un lucru care nu s-a mai făcut de foarte, foarte multă vreme, un lucru de care copiii au nevoie. Începând de la sfaturi legate de alimentație până la sfaturile profesionale legate de aspectele stomatologice. Este un lucru foarte, foarte, foarte bun pe care domnul primar, doamna director, toată lumea, DSP-ul, deci toți, colegiul medicilor, toți care au contribuit, fiecare cu părticica lui, ca să poată să iasă ceea ce dumneavoastră vedeți cu ochii. Și sper ca acest început să se vadă în tot ceea ce se va întâmpla în viața copiilor de aici înainte. Marcela Mrejeru, inspectorul școlar general al ISJ Gor, spune că este primul cabinet medical de acest gen din județ. Mai este un model ceea ce s-a întâmplat astăzi la Peștișani. Este primul cabinet de acest fel, cabinet medical școlar. Știu că există o altă propunere de la Baia de Fier. După modelul primarului de la Peștișani și alți primari, am înțeles că vor face demersuri pentru realizarea acestor obiective care sunt absolut necesare. Este de fapt o revenire la normalitate, pentru că asta înseamnă secolul 21. 1400 de elevi vor fi beneficiarii celor două cabinete medicale nou inaugurate. Ei vor beneficia de asistență medicală gratuită la standarde europene.